Bună ziua, dragi creștini! Este prima zi din an, anul 2024. Bunul Dumnezeu m-a adus la mănăstirea Voroneți, cea mai cunoscută mănăstire din toată țara. Vizitatori din toate locurile lumii vin aici. O să vă arăt și dumneavoastră interiorul cât și exteriorul acestei mănăstiri binecuvântate. Uitați, în prima zi anului, lumea vine, se închină, se roagă, vizitează mănăstirea. Ia uitați, Blue de Voroneții se mai spune. Uitați câți turiști vin aici la mănăstire, foarte mulți oameni. Acum o să intru la interior să vă arăt cât de frumoasă este mănăstirea. Ia uitați, oameni buni, lumea vine, se închină, se roagă. Aici este un brăduț amenajat. În interior nu am vorbit pentru că lumea se roagă, se închină. Aici pe aici este intrarea. Foarte frumos. Și pe aici este exteriorul. Ieșim afară. Ia uitați, mănăstirea Voroneț. Cât de frumoasă este. Câți vizitatori sunt în prima zi a anului. În cursul anului sunt foarte, foarte mulți. Și aici este scara vieții, oameni buni. Ia uitați, scara vieții. Cum trăiește omul pe pământ, unde ajunge, dacă face fapte bune sau fapte rele. Aici se aprinde lumea lumânării. Ia uitați ce loc binecuvântat. În Bucovina, județul Suceava, mănăstirea Voroneț. Aplicați un like, un share, un subscribe, dacă v-a plăcut. Oameni buni, aici lumea aprinde lumânări, unde vă arăt acum, aici, aprinde lumea lumânări. Și aceasta este mănăstirea Voroneț, una dintre cele mai cunoscute mănăstiri din întreaga țară. Aici vin sute de mii de vizitatori anual. Ia uitați cât de frumoasă este mănăstirea Voroneț, lumea vine, se închină, se roagă în prima zi anului 2024. Dragii mei, aici închei filmarea, dacă v-a plăcut, dacă nu au văzut și alții, vă rog, trimiteți acest video tuturor cunoștințelor, prietenilor voștri. Aplicați un like, un share și un subscribe și spuneți-vă părerea într-un comentariu. Doamne ajută tuturor și un an binecuvântat să aveți!